3, capitolul 12, vom avea pasajul cuprins de versetele 18 și până la 29 inclusiv. 1185 în Sfânta Scriptură, Cartea Evrei, de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc de să vă atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricășătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea Îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scris în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Tată din cerul, stăm înaintea Ta în continuare și dorim să ne înveți din cuvântul Tău. Dorim harul Tău să fie peste adunare, Doamne. Să ne dai un duh de ascultare și de înțelegere a Scripturilor, Doamne. Fie Duhul Sfânt să călăuzească lucrarea în continuare și noi toți să stăm la dispoziția Ta. Pentru toate îți mulțumim, ne închinăm înaintea Ta și te slăvim, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, suntem și în dimineața aceasta în casa Domnului și m-am uitat că lipsesc mulți. Probabil au văzut că o voi predica eu în dimineața aceasta, au uitat pe programare și au văzut că voi predica eu. Dar probabil că n-au știut mulți că astăzi surorile o să primească și câte o floare. Deci n-au știut, că dacă știau, probabil că veneau mai mulți. Sigur a fost ascuns lucrul acesta. Poate că unii au știut. Dar vreau să vă spun ceva, frați și surori. Ceva foarte important. Nu va fi, și nu-mi este ușor în dimineața aceasta să predic. Nu-mi este și nu-mi va fi ușor să predic în dimineața aceasta. Știți pentru ce? Vă dau și motiv pentru ce nu-mi e ușor. Pentru că ce este foarte ușor să vorbești despre o persoană că este bună, că este credincioasă, că este milosă, că te ajută, dar când vorbești despre o persoană care este mânioasă, care este o persoană care judecă, o persoană care se va răzbuna, nu este ușor. Și tema noastră din dimineața aceasta este Dumnezeu un foc mistuitor. Dumnezeu un foc mistuitor. Și de ce am spus? Nu-mi este ușor. Că s-a vorbit până acum Dumnezeu partea mea de moștenire. Metafore despre Dumnezeu. Am avut luna ianuarie, luna februarie, luna martie încă, metafore despre Dumnezeu. Dumnezeu, partea mea de moștenire. E frumos să vorbești. Când vorbești, Dumnezeu, turnul meu de scăpare. Dumnezeu, adăpostul meu. E foarte frumos. Și oamenii și cei la care le vorbești, te ascultă cu plăcere. Dar când vorbești despre
un Dumnezeu, un Dumnezeu care este și un foc mistuitor. Atunci, oamenii nu te ascultă cu atâta plăcere. Dar aș vrea în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. M-am frământat mult în săptămâna aceasta, că știa că am acest subiect, această temă. Și, sincer să fiu, am vrut să-l ocolesc. Vroiam să-mi caut altul subiect. Și puteam să-l fac lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, când s-a făcut programarea, eu am făcut și programarea. Și nu m-am gândit. Am trecut așa. Deci, prima temă, duminica după masă, trebuia duminica trecută să predice fratele Trifan, Dumnezeu judecătorul. Și am spus ultima temă, despre metaforă despre Dumnezeu, să predic eu. Dumnezeu în foc mistuitor. Și repet, nu mi-este ușor, dar vreau să vorbesc realitatea, frate și surori, și să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Deja vă vom tot ocoli noi să spunem Dumnezeu este bun, Dumnezeu este bun. Da, e bun Dumnezeu. Este bun și bunătatea Lui ajunge până la ceruri și credincioșia Lui din neam în neam ține. Slăvit să fie numele Domnului. Dar să fim realiști, frate și surori, și prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu este și un foc mistuitor. Nu de mult când a fost fratele Călin Turc aici, ne-a vorbit și a spus că sunt sătul de milă, spunea Dumnezeu, sunt sătul de milă. Și găsim scris lucrul acesta în Ieremia 6, ultima parte a versetului. Sunt sătul de milă. Credeți că Dumnezeu nu este sătul de milă și de îndurare și de bunătate? Este sătul, frați și surori. Este sătul. Și vreau să vă spun că Dumnezeu privește în cerul să fac ședință, așa cum noi facem ședința adesea de comitet, când dumneavoastră vă cheamă șefi la anumite ședințe, în cerul să fac ședință și acolo. Să fac ședință și se duc raporte de aici, de pe pământ, despre mine, despre Iulian, despre dumneata, oricare ești, orice nume ai avea, se duc raporte înspre cer, la Dumnezeu acolo. Și se spune, ce fac eu, ce faci dumneata, alea acolo în cerul. Știți că acolo în cerul s-a dus și Satana și a spus, ai văzut pe robul meu Iov, spunea Dumnezeu că nu-i nimeni ca el. Da, l-am văzut. L-am văzut. El te slujește, că-l binecuvintez. De aceea am spus, se duc raporte în cer la Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Așa cum am spus, Domnul spunea într-o prejurare, sunt sătul de milă. Ajunge până acum că am avut milă, am avut îndurare, am avut bunătate și văd că oamenii merg din rău în mai rău. De ce Dumnezeu este supărat acum? Vă spun sincer, Dumnezeu este supărat pe omenire în vremea aceasta, în timpul acesta, astăzi, data de 10 martie 2013, e supărat. E supărat că se vede de acolo din ceruri, vede Dumnezeu că pământul îl prinde răutate. Știți ce a spus într-o împrejurare Dumnezeu? Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Cum, Doamne? Îți pare rău că Tu l-ai făcut. Tu l-ai întocmit cu mâinile Tale. Îmi pare rău că l-am făcut pentru că toate întocmirile, gândurile Lui sunt îndreptate numai înspre rău. Numai înspre rău. Și am să-L șterg de pe fața Pământului. Și a șters lumea aceea. A rămas oameni încă. S-au perpetuat, oamenii s-au mulțit. Dar problema este că n-au ascultat de Dumnezeu. N-au înțeles pe Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu încă nu pedepsește. Aș vrea să pui, Claudiu, un verset din Iov 35 cu versetul 15. Uitați ce spune acolo. Să nu credeți că lui Dumnezeu nu-i pasă de omenire și nu-i pasă de ceea ce se întâmplă. Se întâmplă și oamenii cred, nu mai vede Dumnezeu, nu mai este Dumnezeu. Nu, uitați ce spune. Dar pentru că mânia lui Dumnezeu nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Îi pasă lui Dumnezeu de nelegiuire. Îi pasă de păcat. Și Dumnezeu încă mai îngăduie pe oameni cu scopul și cu gândul că se vor întoarce oamenii. Se vor întoarce. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Apoi, aș vrea să vorbesc în continuare despre o zi a mâniei lui Dumnezeu, care are să vină. Poate vă îngrozește lucrul acesta. Și pe mine. Și v-am spus, m-am tot frământat să vorbesc, să nu vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuiască, frați și surori. Este gata să se dezlănțuiască. Și vedeți dumneavoastră, adesea,
își întinde Dumnezeu mâna și mai lasă câte un cutremur, mai lasă câte o furtună, mai lasă câte o intemperie, mai lasă câte niște inundații. Pentru ce? Ca oamenii să înțeleagă că deasupra tuturor este o mână puternică care ne vrea pentru El, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 2, versetul 12? Spune că dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie, ca să nu pieriți pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 2, versetul 12. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Psalmul 2, versetul 12. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Credeți voi lucrul acesta, frați și surori? Amin. Credeți voi lucrul acesta, căci mânia Lui este gata să se aprindă? Amin. Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta? Dați cinste Fiului. Și oamenii nu-i dau cinste lui Hristos Domnului. Nu. Mânia Lui este gata să se aprindă, frați și surori. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze și să înțelegem. Uitați ce spune în Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstiri ale lui Dumnezeu și împotriva oricărui nelegiuiri a oamenilor care năpușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din ceruri. De ce spuneam că adesea se întâmplă cataclisme, catastrofe, adesea? De ce? E mânia lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră atunci cu acele inundații care au fost și în Indonezia și în alte țări. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva oricărui necinstiri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze, frați și surori, și să înțelegem că Dumnezeu este bun, într-adevăr. Bunătatea Lui este mare, credincioșia Lui este din neam în neam. Dar vreau să vă spun că și mânia lui Dumnezeu, și mânia lui Dumnezeu este gata să se aprindă, este gata să se dezlănțuie, pentru că își vede Dumnezeu de acolo din cer păcatul omenirii, care a ajuns la culme în ziua de astăzi. Astăzi oamenii nu mai au rușine de nimic. N-au rușine nici unii de alții oamenii, n-au rușine nici de Dumnezeu. Și ce va face Dumnezeu? Decât să-și dezlănțuie mânia Lui într-o bună zi. Ce vei face dumneatale? Ce voi face eu? Eu, care sunt copilul lui Dumnezeu, dumneata care ești copilul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să ne fie frică și teamă să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Dacă va veni mânia, nu-i nicio problemă, va veni mânia pentru că scrie în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce a spus Dumnezeu se va putea ca să nu se întâmple. În Numeri spune acolo, Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Ceea ce a zis El nu va duce la îndeplinire, ba da, va duce. Că ceea ce zice El și face, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Haideți să citim mai departe despre Dumnezeu un foc mistuitor. Câteva versete mi-am notat aici din capitolul 66 din Isaia. Isaia 66. Aș vrea să citim câteva versete și uitați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 15. Căci iată Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej. Își preface mânia într-un jăratic și amenințările în flăcări de foc. Versetul 16. Căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine. Versetul 18. Eu pedepsesc faptele și gândurile, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava mea. Vorbește Dumnezeu, frați și surori.
Mai credem cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să mergem mai departe și să citim cuvântul lui Dumnezeu în care ni se spune despre niște cetăți. Sodoma și Gomora stau ca o pildă înaintea noastră, suferând pedeapsa unui foc veșnic. În Iuda, capitolul... Deci, în Iuda, versetul 7 spune lucrul acesta. Poți să-l pui, Claudiu. Iuda, versetul 7. Căci scrie cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupurile altora, ne stau înainte ca o pildă, suferim pedeapsa unui foc veșnic. E exemplu grăitor, frați și surori. Căci Dumnezeu pedepsește păcatul și neascultarea. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze și să înțelegem lucrul acesta. Haideți să citim mai departe din Isaia, capitolul 13. Din Isaia avem mai multe versete. Capitolul 13. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 9. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe cine? Pe toți păcătoșii de pe el. Îl mai recitesc încă o dată. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă și zi de mânie și de urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Credem lucrul acesta, frați și surori. Noi spunem că Dumnezeu e bun și oamenii spun și au următorul argument. Păi de ce a făcut Dumnezeu rai? De ce a făcut pe omenire? Să ducă la pierzare? Nu de aceea. Nu de aceea a făcut. Pe om l-a creat Dumnezeu să fie corona creațiunii lui. Ca omul să-l laude, să-l binecuvinteze. Dar problema este că în loc să-l laude pe Dumnezeu, oamenii laudă altceva. Laudă flora, fauna și altceva. Nu laudă pe Creator. Laudă creația. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze, frați și surori, că vine ziua cea mare a Domnului, care, așa cum am spus, va pedepsi Dumnezeu orice păcat și orice nelegiuire. Vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie, de urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Cum va arde pământul? Cred că v-am mai spus dumneavoastră, eram copil. Acolo la noi, la țară, și frații bătrâni vorbea. Și Apostolul Petru spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Și niște vecini de-a noștri de acolo spunea, au ce zic pocăiți ăștia, că va arde pământul. Un om și-a greblat pe acolo prin grădină, era primăvara și a început să aprindă gunoaiele pe acolo și cea mai strâns de pe acolo. Și eu de când m-am tărchinui să aprind niște gunoi aici și nu le pot. Toată ziua m-am trudit asta și zice, pocăiți, spun că va arde pământul. Și eu stăteam așa, pe gând. Eu eram copil, așa cum erau copiii ăștia de la grupa mijlocie care vândau. Și mă gândesc, măi, dar voi, dacă zic frații așa, înseamnă că așa e. Când am ajuns mai mare și am citit cuvântul lui Dumnezeu și când am început să se înarmeze lumea cu arme chimice, nucleare, bombe de tot felul, oamenii erau îngroziți. Spunea, nu cumva să ajungă la butoanele unor rachete și unor bombe. Oameni care nu au, nu sunt în toate facultățile mentale. Că tot pământul poate să ardă. Poate să ardă pământul, frate și surori. Că doar cuvântul lui Dumnezeu spune în Petru, că pământul cu tot ce este pe el va arde. Așa spune. Noi, dacă aceste lucruri au să se strige, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Doamne, binecuvintează-ne, ca să înțelegem. Versetul 11, tot din Isaia 13, spune că voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirea lor. Pe cine va pedepsi Domnul? Lumea. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Va face Domnul lucrul acesta, frați și surori, să nu creadă alții că Dumnezeu va tot tolera păcatul. Nu. Ajunge.
Va veni o zi, va veni un timp când Domnul va zice, gata cu mila. Sunt sătul de milă. Nu mai vreau milă. Nu mai vreau îndurare. Nu vreau bunătate. Vreau să pedepsesc. Că au fost o perioadă în care am avut milă, am avut bunătate, am avut îndurare. Am avut har. Au avut har oamenii. Și nu s-au pocăit. Doamne, binecuvintează-ne pentru lucrul acesta, să înțelegem că și noi avem un har în ziua de astăzi. Versetul 13 spune că pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zbudui din temelele lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui aprinsă. Doamne, binecuvintează-ne! Binecuvintează pe toți oamenii să înțeleagă că nu este altă cale decât să se întoarcă toți, să ne întoarcem cu toții la Domnul, la pocăință, la trăirea în neprihănire. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, în Apocalipsa, în Isaia, capitolul 2, versetul 19, ne spune un verset că oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui când se va scula să încrozească pământul. Și așa va fi, frați și surori, așa va fi. Oamenii vor zice, cădeți peste noi dealuri, munți, stânci, că nu putem să mai suferim mânia Domnului. Gata este Domnul să-și dezlănțuiască mânia. Ce faci tu și ce fac eu? Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, eu și toată biserica Muntele Sionului. Să scăpăm de toate lucrurile acestea. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu și însuși Domnul? În Apocalipsă, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. De ce? De ceasul încercării care are să vină peste omenirea întreagă. Doamne, îți mulțumim pentru făgăduința aceasta. Uitați, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Va veni vremea aceasta, dar eu și dumneatale, dacă păzesc cuvântul lui Dumnezeu, vom fi scutiți. Vom fi scutiți de toate urgiile acestea, de toată mânia aceasta Domnului, care este gata să se dezlănțuie. Dacă îl ascultăm pe Domnul, Dumnezeu zic să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Și ce spune în Evrei, în capitolul 10, versetul 31, spune un lucru foarte important. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Când cazi în mâinile unor oameni, așa cum mărturisea fratele Teo, că oamenii fac tot felul de lucruri, fac tot felul de manevre, dacă pot să spun așa. Când cazi în mâinile oamenilor, mai este nădejde să te mai scape cineva. Și cine e cel care te poate scăpa? Cine, frate și suror? Este Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar când cazi în mâinile lui Dumnezeu, cine te va scăpa din mâna Lui? Cine mă va scăpa din mâna Lui? Dumnezeu zic să ne binecuvinteze, frați și surori. Versetul 25. E o referință foarte puternică. Luați seama, deci. E o atenție, e o avertisment pentru mine și pentru dumneavoastră, care ascultați în dimineața aceasta cuvântul Domnului. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Neascultarea, frați și surori, se pedepsește. Indiferent de ce natură va fi ea, neascultarea se pedepsește. Neascultarea, mi-am notat o definiție a neascultării. Și știți ce mi-am notat aici? Neascultarea este o neîndeplinire a ordinilor, a obligațiilor sau o poziție de nerecunoaștere a autorității. Când nu asculți de un părinte, înseamnă că nu-i recunoști autoritatea. Când nu asculți de un superior de la serviciu, înseamnă că nu-i recunoști autoritatea. Când nu asculți de cei din administrație, înseamnă că nu le recunoști autoritatea. Dar când nu asculți de Dumnezeu, ce înseamnă? Tot același lucru. Că nu-i recunoști autoritatea. Neascultarea se pedepsește, frați și surori. Neascultarea se pedepsește. Și vedem
atâtea exemple de oameni care n-au ascultat. Luați seama. Eu împreună cu dumneavoastră îmi sună și mie, ca și cum vă sună și dumneavoastră cuvântul acesta. Și vreau să vă citesc încă din cuvântul lui Dumnezeu, încă câteva versete, să le înțelegem mai deslușit. Căci dacă cuvântul vestit prin înger, Evrei capitolul 2, versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere, atenție, și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, versetul 3, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Am înțeles ceva din versetul acesta, din versetele acestea? Le mai recitesc o dată. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa noi? Doamne, dă-ne un duc de ascultare. Și nu numai de ascultare. Să ascultăm și să și împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Că uitați ce spune. Dacă dăm o pagină, tot în Evrei. Spune versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Versetul 16. Cine a fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zis? Versetul 16. N-au fost oare toți aceia care au ieșit din Egipt prin Moise? Versetul 17. Și cine a fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-a fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupe moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? E cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. E cuvântul lui Dumnezeu. Deci să fim foarte atenți. Ascultarea noastră trebuie să fie o ascultare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Că în jurul ascultării se învârt toate binecuvântările. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în Deuteronom, capitolul 28. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui, care ți le dau astăzi, zice că iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului. Spune versetul 9. Dacă vei păzi poruncile Domnului. Toate se învârt în jurul ascultării, frați și surori. Dacă ascultăm de părinți, pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință. Doamne, binecuvintează pe toți copiii, să asculte de părinți. Amin. Până când? Până când părinții sunt viață. Că am mai spus eu odată, spuneau, sunt major acum, am 18 ani, nu mai trebuie să mai ascult. Nu asculta de părinți, dar cinstește. El de la 18 ani, dacă nu vrei să asculți, cinstește. Că tot aceea e. Că trebuie să-l asculți. Ascultându-l, îl cinstești. Cinstindu-l, îl asculți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în Evrei aici, că ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că ei privegează sufletelor voștri ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu susținând că așa ceva nu va fi de niciun folos. Doamne, binecuvintează-ne și la lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Toate jertfele. Că Dumnezeu îi poruncise odată lui Saul, du-te, bate pe Amalec, distruge tot ce are, fă lucrul acesta, că a făcut mare rău poporului meu. Mare rău. Și Samuel se duce. Saul se duce. Și face o parte din ceea ce i-a spus Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește lui Samuel și spune
Domnul a vorbit lui Samuel și a zis, îmi pare rău că ți-am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea striga către Domnul. Noaptea i-a vorbit Domnul, Samuel s-a dus și îl întreabă, ce ai făcut? Am păzit cuvântul, dar ce se aude cu animalele acestea? Cu mugetul de vaci? Păi știi ce? Le-am păstrat ca să le aduc Domnului meu jertfă. M-am temut de oameni. Că de multe ori vorbim ca să placem oamenilor, nu să placem lui Dumnezeu. Căci Apostolul Pavel spune într-o împrejurare că caut eu în clipa aceasta să plac oamenilor sau să plac lui Dumnezeu. Dacă aș căuta să plac oamenilor, spunea Pavel, n-aș mai fi robul lui Hristos. Sigur că ne place să fim apreciați, ne place să ne plăcem unii altora. Dar dacă spunem adevărul, dacă nu spunem adevărul, atunci cu siguranță că e problemă. Și se prezintă Samuel la Saul și îi spune, îi plac lui Dumnezeu ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Versetul 23 din 15, 1 Samuel, capitolul 15. Uitați ce spune. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la terafii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, Domnul te leapădă și El pe tine ca împărat. Scurt! Frați și surori, ascultarea spune că face mai mult decât toate jertfele. Dar oamenii de multe ori nu ascultă. Știți ce a spus Faraon într-o împrejurare? Când Moise s-a dus să scoată pe poporul Domnului, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe poporul Domnului să plece? Cine este Domnul să ascult? Așa zic oamenii, cine este Domnul să ascult? Și Dumnezeu când îngăduie atâtea urgii, cum a fost peste Faraon, și-a spus la un moment dat, bun, acum nu-l las pe popor, dar mâna puternică a Domnului l-a silit să-l lase. L-a silit să-l lase, că Dumnezeu este Dumnezeu puternic, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Știți dumneavoastră că s-a răzvrătit odată Core, datam și admirat, nu de mult, vorbea fratele Valer lucrul acesta și spunea cum? Numai prin Moise vorbește Domnul. Cum? Tu ne-ai adus în pustiu acestea ca să murim de foame? Să murim de foame? Și s-a supărat Moise. Și parcă toată noaptea n-a putut să doarmă. Și a spus, strângeți-vă pe voi, voi să fiți deoparte, tu cu 250 de oameni ai tăi și Aron cu 250 de oameni, cu cădernițele. Știți ce s-a întâmplat acolo, frați și surori? Știți lucrul acela ce s-a întâmplat? Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem. Versetul 35 din Numeri, capitolul 16, uitați ce a spus. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâie. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâie. De ce, frați și surori? Că n-au ascultat de Domnul, că n-au trăit cuvântul lui Dumnezeu, că s-au răzvrătit, că s-au răzvrătit. Dumnezeu pedepsește neascultarea. Dumnezeu pedepsește neascultarea. Uitați dumneavoastră, nu de mult a vorbit un frate aici despre Aron și despre Maria. Că și ei au fost cei care n-au ascultat și s-au răzvrătit și ei. Spune, și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare Domnul și prin noi? Și Domnul a auzit lucrul acesta. În Numeri, capitolul 12, versetul 2. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră.
Atunci Aron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut, ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovat. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, care a, cărui carne este pe jumătate putere, când iese din pântecele mamei. Moise a strigat către Domnul, zicând, Doamne, te rog, vindecă-o. Sigur, și Domnul a vindecat-o, dar nu în momentul acela. După șapte zile a rămas afară. 7 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. 7 zile, poporul a stat pe loc. Din cauza păcatului, din cauza unei cârtiri, din cauza unei neascultări. Frați și surori, Dumnezeu zic să ne binecuvinteze, să înțelegem că ascultarea face mai mult decât jertfele. Luați seama, deci, ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește din ceruri. Că dacă n-au scăpat cei care n-au ascultat de cel care a vorbit de pe pământ, cum vom scăpa noi? Dacă ne întoarcem de la cel care vorbește din ceruri? Dumnezeu zic să ne binecuvinteze, frați și surori. În dimineața aceasta, să înțelegem că Dumnezeu este un foc mistuitor. Dumnezeu pedepsește neascultarea. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice că noi însă suntem din Dumnezeu, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Ați înțeles lucrul acesta? Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Așa este. Am spus că neascultarea este neîmplinirea unor sarcini, unor ordini, nesubordonare. Și așa sunt adesea. Sunt probabil și în biserici, sunt probabil în societate, nu probabil că sunt foarte mulți, care nu ascultă. Nu înțeleg sau nu iau seama de nimeni. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a venit acum în minte despre stăpânirile acestea care sunt rânduite de Dumnezeu, că de multe ori că noi credem că vin așa stăpânirile cum vor ele. Uitați ce spune. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dumnezeu le-a rânduit stăpânirile. Așa a rânduit și primarii, așa rânduiește și președinții, așa rânduiește și pe cei care guvernează. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivește, își vor lua o sânta lor. Apoi, dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei ca să nu fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răspune, să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fii supuși, nu de numai de frica pedepsei, ci și de îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Apoi versetul 7 spune așa. Din Romani, capitolul 13, versetul 7. Dați tuturor la ce doriți, ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Ne frică de autorități? Nu ne este frică. Dacă limita de viteză este așa cum trebuie, că i-am spus soției, dar nu în momentul când m-a prins-o în radar. I-am spus după aceea că nu era momentul când să-i spun și am spus după aceea. Păi chiar ai plătit? Da, cât ai plătit? Da, cât am plătit? Deci, nu trebuie să ne fie frică de dacă mergem cum trebuie cu mașina, dacă ne plătim toate dărurile, dacă facem ceea ce trebuie să facem, nici la lucru. Spune că unii stăpâni, unii patroni, sunt greu de mulțumit.
N-ați întâlnit din aceea, că sunt greu de mulțumit. Dar zice, și la aceea slujiți-le, ca înainte Domnului. Sunt greu de mulțumit. Câți n-ați rugat la patron care a fost așa de greu de mulțumit? Dar noi, zice, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să slujim și lor. Că vine vremea când își dau seama și ei. Dumnezeu, zic, să ne binecuvinteze și să înțelegem lucrul acesta. Frați și surori, am vorbit despre un Dumnezeu care este un foc mistuitor. Un Dumnezeu care pedepsește neascultarea. Dar vreau să vă spun că tot aici, în pasajul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit eu, versetul 28. Fiindcă am primit al o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor. Acum vă întreb eu, cât de mulțumitor suntem? Ne arătăm mulțumitor? Poate că la față câteodată ne arătăm, dar nu știu ce e înăuntru. Deci să ne arătăm mulțumitor. Dar v-am mai spus cu altă ocazie. Nu numai să ne arătăm, frate și surori, mulțumitor, ci să fim mulțumitori. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. De multe ori suntem tot nemulțumiți, tot nemulțumiți, tot nemulțumiți. Și atunci când eu văd pe copilul meu, după ce i-am creat toate condițiile, toate posibilitățile, după ce am putut ca să-i cumpăr și un costum, i-am cumpărat și cămașe, i-am cumpărat și încălții de Paști sau de eu știu ce, de ce sărbători. Și îl văd tot nemulțumit, tot nemulțumit. N-am putut să fac să-i cumpăr din cort engleză, dar i-am cumpărat de unde am putut, i-am cumpărat. Și îl văd tot nemulțumit. Atunci cum e inima mea? Când Dumnezeu s-a angajat, că spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și aceste lucruri, adică pâinea, hainele, îmbrăcămintele, Dumnezeu ni le dă, frați și surori, slăvit să fie El în vecii vecilor. Dacă noi tot nemulțumiți vom fi, tot neascultători vom fi, atunci Dumnezeu cum privește din cerul Său? Cum privește pe copiii Săi? Noi trebuie să fim diferiți din lume, frați și surori. Dumnezeu zice să ne binecuvinteze, pentru că Dumnezeu va pedepsi lumea aceasta, oricum o pedepsește. Dar noi vom fi scutiți de pedeapsă dacă păzim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Fiindcă spune, am citit cuvântul acesta și l-am citat. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Am citit în Apocalipsă, în zilele acestea, și m-am pus așa pe gândul și am spus câte urgiți a pregătit Dumnezeu peste pământul acesta și vor veni atunci când va suna Îngerii lui Dumnezeu cu trâmbițele. Spune că 7 îngeri vor veni și vor suna cu trâmbițele. Și la fiecare sunet de trâmbițe, Dumnezeu va trimite urgii peste pământul acesta. Va trimite Dumnezeu pentru că oamenii nu s-au pocăit și au trăit și trăiesc în continuare în păcat și fără de lege. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Dar pentru noi ce va fi, frați și surori? Și ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Tot în Isaia, în capitolul 1, spune, spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea mea faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faci rău, încetați să mai faceți rău, căutați să faceți binele și învățați-vă să faceți binele. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmizul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze la lucrul acesta. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Vrem, Doamne, să cinăm în împărăția Ta împreună cu Sfinții Tăi și cu cei ce iubesc mântuirea Domnului. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Celor neascultători, aceasta le este o sândă. Sabia care n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Repet și spun cuvântul ăla, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării și eu te voi păzi. Spune Domnul lucrul acesta, frate și surori. Și eu am pedalat pe acest verset și am apăsat pe acest verset. Că Dumnezeu ceea ce spune și face, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. A citat fratele Teo, așa frumos, Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este cetățuia mea, locul meu de scăpare, Dumnezeul meu în care mă încred. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Spune că 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.
Fiindcă zici, Domnul este turnul tău de scăpare și faci prin cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va atinge, nici o orgie nu te va apropia de cortul tău. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu este un foc mistuitor. Dumnezeu va mistui pe toți cei păcătoși de pe pământul acesta. Dar noi, după făgăduința Lui, așa cum spune Petru, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea și dreptatea. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând, că parcă ne-am săturat de atâtea păcat și de atâtea urăciune care se petrece în lumea aceasta. Acum nu mai au rușine de nimic. Dacă mergi pe metrou, dacă mergi în aeroport, vreau să vă spun, probabil că nu trebuia să spun și lucrul acesta. Am mers ieri și am dus pe nepoțică, am dus-o la aeroport. Și erau doi acolo, care, cum am spus, acum nu li mai roșuine să se pupe oamenii pe stradă sau tot felul de lucruri. Și acea micuță s-a tot uitat, ce fac aceea, ce fac? Un copil de nici 2 ani. Nu mai au rușine oamenii de nimeni. Nici unul de celălalt, nici de semeni. Nu au frică nici de Dumnezeu. De ce Dumnezeu este mânios? Dumnezeu strigă din cerul său, gata cu mila, gata cu îndurarea. Ajuns strigătele până la mine, așa cum ajung de la Sodoma și Gomora. Doamne, binecuvintează Biserica Muntele Sionului. Și tineri, și vârstnici, și copii. Să înțelegem că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Luați seama și ascultați. Luați seama și fiți mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este mesajul meu pentru dumneavoastră. Să ascultăm eu și dumneavoastră de Domnul. Să ascultăm de mai mari noștri. Să ascultăm copiii să asculte de părinți. Să ascultăm mai mult de Dumnezeu, pentru că așa spunea cuvântul lui Dumnezeu și apostolul. Se cade oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Să ascultăm de Dumnezeu, frați și surori. Și apoi, cei care ne sunt șefi, să le dăm cinste, să-i ascultăm și pe ei. Apoi, pe cei care trebuie ca să îi respectăm, să-i respectăm, că așa spunea în capitolul 13 din Roman. Celui ce îi datoresc cinstea, dați-i cinstea. Dumnezeu să ne binecuvinteze la toate lucrurile acestea. Încă o dată închei cu gândul acesta. Să luăm seama, să ascultăm. Și să fim mulțumitori, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Lăudați să fie Domnul. Amin. Amin.